Liceul Ștefan Diaconescu din Potcoava va fi reabilitat și modernizat pe fonduri europene, administrația locală semnând în acest sens un contract în valoare de 1 milion de lei. Autoritățile locale au prevăzut în acest proiect o serie de lucrări ce vor conduce la schimbarea radicală a imaginii instituției, dar și a condițiilor oferite elevilor. În toamnă o să modernizăm liceul, tot așa de la zero, acoperiș izolat, tâmplărie, dotări. Și sediul poliției, care este proprietatea primăriei, la o folosință gratuită, de asemenea, de la zero, renovat. Reabilitată și modernizată pe fonduri europene va fi și clădirea în care își desfășoară activitatea polițiștii. Autoritățile speră să desemneze în scurt timp firma care va implementa proiectul, iar lucrările să înceapă cel mai târziu în toamnă. Sediul poliției, de asemenea, o construcție veche, 30-40 de ani, sau au mai survenit modificări, dar modernizării tot așa, nu decisive sau nu total, ci pe bucăți, pe la tâmplărie, pe la ce am putut noi face. Acum se ia de la zero, se curăță, se dă temelit în cuială jos, se face izolație, nu se face acoperiș, nu placă. Firmele care vor câștiga licitațiile vor avea la dispoziție, potrivit contractelor de finanțare, 6 luni pentru implementarea celor două proiecte.